Introducere în prezentarea machetei rotitoare. Ați văzut vreodată un telurion? Ce este și ce anume face? Ei bine, în primul rând redă cu fidelitate mișcările Pământului, Soarelui și ale Lunii. Și este un instrument de mare precizie. Toate roțile dințate sunt confecționate cu grijă și, după cum puteți observa, sunt din alamă. Și va putea prezice eclipsele, dar va putea reda și felul în care se vor comporta aceste trei corpuri. Și îl puteți ansambla singur. Aveți instrucțiunile în revistă și îl puteți construi foarte ușor, chiar dacă ați fi la fel de neîndemânatic precum am fost eu. Și dacă o veți face, cred că vă va prilejui multe ore de încântare. Sunt cu adevărat impresionat de acest telurion.